Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Dragii mei, a răsărit soarele, o să fie o zi minunată de sfârșit de martie. Mai avem puțin, dar Rosi a făcut o minune și a adus primăvara aici la mine, la Dale Dimineții. Mulțumim, Rosi, și bună dimineața și mulțumim că ești alături de noi. Nu mai arde focul, avem imagini de primăvară cu flori, cu flori frumoase, culese de Rosi din Deva. Imaginile o să ne povestească Rosi într-o dimineață, cu siguranță, de prin ce cartiere le-a adunat, dar toate imaginile, dragii mei, care rulează aici lângă mine, sunt din Deva. Toate aceste bogății sunt de aici, de la noi, de acasă, de la Deva. Acasă, la Deva. No. Și la Hunedoara merem să filmăm și pomii, cireșii de la Hunedoara. Promitem. Până atunci, piersici. Piersici, mă corectează Rosi. Piersici. Am văzut o postare făcută de domnul primar aseară pe pagina domniei sale de Facebook că au înflorit. Și dacă au înflorit, înseamnă că trebuie să mergem să îi vedem. Dar până mergem să-i vedem, mergem acolo unde am dezvăluit în acea dimineață, nu ieri, alaltă ieri. Mergem, dragii mei, aici, foarte aproape de casă, aici, undeva la ieșire din Deva, știți? E gara. Acolo, lângă gară, autogară, e o instituție. E o instituție care ne dă fiori, cei care știm ce e acolo. Și nu prea avem curajul, eu recunosc, n-am deschis ușa acelei instituții de foarte mulți ani. Pentru că există, cred că, acea sămânță de teamă, pentru că acolo ne vom întâlni cu realitatea crudă a vieții. Acolo există oameni care, spre deosebire de noi, cei care rulăm pe stradă în fiecare zi, fac lucrurile altfel, pentru că nu au altă variantă. Au ales o carieră, au ales o viață dedicată acestor întâmplări, să le spunem așa, din viața altor oameni. Și așa cum am spus în promo, ei șterg lacrimi. Și lacrimile sunt așa foarte fierbinți. Alături de mine în această dimineață, un om care deschide ușa acelei instituții în fiecare zi. Doamna manager, Gianina Young, Direcția Generală de Asistență Socială și protecția copilului Hunedoara. Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc frumos pentru invitație. O invitație, cel puțin pe sufletul meu, sper că și a telespectatorilor, dragii mei. Emisiunea nu e aleasă întâmplător. Ne apropiem de finalul primei săptămâni de post, postul Paștelui. Și mai avem 6. Știți, mai e sâmbătă, duminică și până mai avem 6. Încercăm așa să aducem în sufletele dumneavoastră un pic din viața acestor oameni și a celor care sunt acolo să facă lucrurile altfel și a celor care bat la ușa instituției și spun am nevoie de ajutor. Și o să încep cu o întrebare care o să o doară foarte tare pe doamna manager, pentru că știu că o cunosc de câțiva ani buni, chiar o cunosc de câțiva ani buni și o să povestim și cum a ajuns la direcție, dar o să începem așa cu o întrebare. Ce îi răspundeți unui copil sau unui om în vârstă, că noi le zicem bătrâni, așa, când pun întrebarea la un moment dat, eu de ce am fost abandonat?
E o întrebare grea. Pentru că fiecare copil are o viață, o traumă. E foarte greu să-i spui de ce a fost abandonat, dar întotdeauna eu personal, în munca mea, de-a lungul timpului, am spus în felul următor: mama nu a fost vinovată, tatăl nu a fost, a fost o etapă în viața ta când ei n-au putut să te îngrijească. E greu, e foarte greu. Asistentul social e acel profesionist specializat. Dar, dincolo de acea educație formală, este om, trebuie să aibă o empatie, este foarte provocat. Este provocat la tot felul de cazuri. Plecăm în teren, dar nu știm ce găsim. Trebuie să pui întotdeauna în balanță echilibrul ăla între partea profesională, profesionalismul și partea emoțională, pentru că ne încărcăm cu poveștile acestor copii și nu numai copii, cu poveștile familiilor. Într-o astfel de situație lucrăm cu copil, cu bunic, cu mamă, cu persoană cu dizabilități. Este o multitudine de indivizi, să le spunem așa, beneficiari, că cuvântul beneficiarii nu-i plăcut, nu ne place. Sunt suflete, destine, povești de viață. Este destul de, haide să nu-i spunem greu, este provocator pentru noi, dar am dorit să nu găsim astfel de destine frânte. Uneori când ajung la noi sunt destul de greu de gestionat și greu să le câștigăm încrederea. Până la momentul în care faci evaluarea, nu-și deschide nici sufletul și nu-ți dai seama prin ce trece. Nu ne dăm seama prin ce trecem, dragii mei, noi, în fiecare zi, pentru că ce simt acei oameni, nu doar copiii, eu insist, și persoanele în vârstă, pentru că de la o Și anumită vârstă adulții, și devenim adulții. copii, spun eu, sau nu ne maturizăm niciodată, ca și cazul de față, rămânem undeva în sufletul nostru copii și simțim acea abandonare în fiecare zi. Sunt ferm convinsă că mulți dintre noi și cei care vă uitați la televizor în această dimineață sau ne priviți în online și vă mulțumesc, simțim acea abandonare în fiecare zi. Abandonați fiind de sistem, că ne plângem, abandonați fiind de colegii de servici, de șefi sau alte cazuri, soț, soție, ne certăm Prieteni. și ne împăcăm în fiecare zi. Doar că la un moment dat în viață, acești oameni care ajung să bată la ușa acelei instituții delicate, spun eu, mie mi se pare cea mai delicată și chiar povesteam înainte de emisiune, cea mai delicată pentru că nu ne dăm seama, e așa un domeniu vast. Pentru că exact cum povesteam, afli că suferi de o boală incurabilă, te duci la un medic care face asta în fiecare zi, e pe tronsonul ăla. Pe când aici te întâlnești cu oameni bolnavi de boli incurabile, bolnavi de boli de care habar n-au că sunt bolnavi, adică descoperi pe timpul anchetei că omul respectiv are și o boală, dar cea mai grea misiune, mi se pare mie, e aceea în care să explici omului în cuvinte și să-i câștigi încrederea. Pentru că atunci când ești abandonat de mamă sau de copii, în cazul celor în vârstă, te abandonează cei apropiați sufletului. De ce ar veni cineva de la stat să mă ajute pe mine dacă am fost abandonat de un sânge cu mine? A mie asta mi se pare cel mai greu, cred. Nu știu, că n-am găsit rezolvarea și mă întreba doamna manager de ce n-am venit mai aproape din punct de vedere a meseriei la asistență socială. N-am venit, dragii mei, pentru că așa a fost soarta și sincer recunosc acum ce n-am spus înainte de emisiune, nu cred că aveam curajul
să mă arunc într-o astfel de lume. Da, de meserie sunt asistent social, am terminat facultatea acum mulți ani, i-am cunoscut pe oamenii ăștia că am fost curioasă și m-am dus la ei la momentul acela pentru că vreau să mă pregătesc pe mine pentru viață și mi-am dat seama cât e de greu. Și începem cu începutul, doamna manager. Da. În ce an ați intrat prima dată pe poarta asistenței sociale? În 5 februarie 98. 5 februarie 98. În calitate de? Asistent social. Asistent social. Ne-am înființat ca instituție serviciu social în subordinea Consiliului Județean în noiembrie 97. Atunci s-au pus bazele înființării acestei instituții. Ulterior s-au făcut și am fost 20 de oameni, cred că. Și s-au preluat casele de copii. Pe vremea aceea ele erau la inspectoratul școlar și leagănul de copii care era la Ministerul Sănătății. Deci am pornit bazele acestei instituții ca un simplu serviciu pentru protecția copilului. Ulterior ne-am transformat într-o direcție pentru protecția copilului în subordinea Consiliului Județean și de acolo a început povestea noastră ca instituție, să spun așa, că e o poveste frumoasă. Chiar dacă avem destine și de multe ori luăm sub protecție copii, pot să vă spun că sunt și copii care au plecat de la noi, fericiți, au ajuns înapoi în propria familie, au ieșit ca tineri și întâlnesc astăzi pe chiar aici în Deva, i-am întâlnit și în Franța, i-am întâlnit și în centrele universitare, unii au propria familie, avem și copii adoptați, deci scopul nostru este de a nu lua un copil din familie, de a nu încerca să iei adultul, persoana vârstnică din mediul lui, din comunitatea unde a crescut, s-a dezvoltat și a îmbătrânit ca și vârstnic. Important este să vedem care este nevoia și care sunt resursele de a-l menține și l-a ajuta acolo unde el își dorește. Da, câteodată eram priviți că luăm copii. Nu luăm copii. Scopul, orice caz care ne este sesizat, prima dată ne întrebăm. Vedem bunici, mămicile, unde sunt, tații, că trăim o perioadă a societății în care părinții nu mai prea există. Sunt plecați dincolo și copiii rămân cu bunicii sau cu frați mai mari sau cu alte persoane, iar acest lucru nu este bine pentru copii. Lipsa părintelui din viața lui nu îl ajută pe copil, indiferent câți bani îi pune la dispoziție. Pe undeva și am întâlnit cazuri în care copilul luat dintr-o familie și nu dăm nume și-a revenit foarte bine pentru că sunt cazuri unde părinții nu din răutate, pur și simplu atât le permite școala pe care au făcut-o și viața și ei au suferit probabil la momente, în anumite momente în viață, anumite căderi și nu pot face mai mult pentru copiilor, dar ajungând la protecția copilului, acei copii au evoluat foarte frumos și au ajuns departe, chiar departe și știm cazuri în care... Trebuie să înțelegem că nu ne confruntăm numai cu cazuri în care există lipsa resurselor financiare a condițiilor de locuit. Avem de multe ori cazuri în care aceste lucruri sunt poate la un nivel foarte ridicat. Acolo noi trebuie să înțelegem ca și părinți și aici mă pun și eu în situația de părinte. Nu îi ofer copilului numai bani, bunuri, lucruri. Trebuie să-i dai atenție, comunicare, să fii implicat în viața lui de zi cu zi. Copilul cere foarte multă atenție. Noi ca și părinți creștem odată cu copilul. Nu există o școală a părinților. Fiecare devine părinte și crește alături de propriul lui copil cu toate etapele vieții. Dar trebuie să înțelegem cu toții, adulții, că există poate o etapă în viață când trebuie să ceri sau să soliciți sprijinul unui specialist pentru a te putea ajuta să depășești, mai ales că societatea din ziua de astăzi e foarte într-o mișcare continuă, copiii absorb
au acces la toate informațiile, iar noi ca și părinți poate n-am avut la vârsta lor și nu putem să înțelegem modul lor de manifestare, pentru că ei în creierul ăla micuț absorb totul, dar nu pot disemina tot ce absorb și nu știu la ce se expun. Și la momentul ăsta chiar povesteam, noi nu o să înțelegem niciodată prin ce trec tinerii din ziua de astăzi, pentru că sunt mult mai maturi, deși noi îi facem imaturi, ei sunt mult mai maturi decât noi. La vârsta lor, 18, 19, 20 de ani, noi aveam o oarecare stabilitate. Neclară din punct de vedere politic, că veneam dintr-un sistem autoritar, dar aveam o oarecare stabilitate. Astăzi te trezești, deschizi telefonul și, fără să vrei, privești un filmuleț, o dezvoltare personală, că se găsește un prieten din ăsta de-a nostru să lanseze în spațiu public un filmuleț, care trezește ceva într-un tânăr, fără ca el să-și dea seama, a fost manipulat. Și noi, cei vorba aia cu picioarele pe pământ și la o anumită vârstă pățim asta, dar în minte un tânăr care înțelege lucrurile altfel. Dacă de dimineață a avut o neînțelegere cu părinții și citește sau urmărește un astfel de filmuleț, Doamne ferește, ajunge foarte repede în apropierea unui asistent maternal, pentru că nu mai e înțeles și ajunge să consume chestii care nu vrem să le dăm numele așa de dimineață, dar care sunt realități, oricât am vrea să nu... Sau să facă alte fapte. Sau să facă alte fapte. Sau alte gesturi care poate să-l coste viața unor. Viața sau libertatea, pentru că, deși sunt minori mulți dintre ei, mai devreme sau mai târziu anumite fapte se plătesc. Și chiar povesteam că într-atât a evoluat această instituție încât astăzi ajungeți acolo lângă ei și sunteți avocații lor. Nu chiar avocații, suntem oamenii care, de fapt, asistenții sociali urmăresc respectarea drepturilor oamenilor și atunci suntem acolo pentru acești copii să li se respecte drepturile și la momentul ulterior să vedem dacă putem să le oferim și sprijinul necesar. Pentru că ei au, într-adevăr, la momentul când ajung ca și victimă sau ca și inculpat, au dreptul la avocat din oficiu, au și reprezentantul legal alături de el, iar în lipsa reprezentantului legal se află asistentul social de la Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei de domiciliu sau de la autoritatea tutelară. Dar revenind puțin la anul înființării, am preluat atunci casele de copii. Îmi amintesc imaginea acelor copii, erau case cu câte 100 de copii, 160, Leagănul avea 300 de copii. Toate casele de copii își desfășura activitatea și educațională, formală și educația cealaltă în interior. Nu aveau acces în școlile celelalte. În 99 s-a închis prima casă de copii, Casa de Copii Baia de Criș. Erau numai băieți. În 2000 s-a închis Casa de Fete Orăștie. În 2001 s-a închis Casa de Copii din Deva, numărul 1. Treptat, în urma tuturor evaluărilor noastre, și atunci nu erau atâtea proceduri și atâtea anchetă socială, ne-am dat seama că acești copii nu pot să stea toți acolo, erau 10 într-un dormitor. Le trebuie altceva, le trebuie cu totul altceva, o familie. S-a înființat în 99 asistența maternală. Mare parte din copii nu au mai fost preluați în aceste servicii și orientați spre asistența maternală. S-a identificat plasamentul la rude, în familia extinsă, unde copilul își păstrează cât de cât relația cu familia și rămâne acolo, mediul lui, nu trebuie să-l îndepărteze. La momentul anului 2000, dacă tot am reușit cu casele și am început o reformă, și cea mai mare reformă a fost pachetul legislativ din 2004, când a apărut legea 272 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, care a mai suferit ulterior modificări datorită tuturor reformelor și a evoluției noastre, așa, am preluat și internatele școlilor speciale. Așa s-a considerat la momentul respectiv că noi, ca instituție, la nivel județean,
putem să facem și, și să fim partenerii Ministerului Educației, ceea ce implică integrarea copiilor cu nevoi speciale în școlile de masă, crearea acelor școli și clase speciale în învățământul de masă, pentru că acele școli speciale erau de multe ori în anumite zone cât mai retrase, limitate și copiii aceia aveau nevoie de cu totul altceva. S-a întâmplat și acest lucru, am luat și spitalul de psihiatrie pe Clișa. Iar în spitalul... E în suport din dumneavoastră și a fost, astăzi. A fost. Că acum nu mai este. Din 2000 nu mai este spital. Acolo au fost adulți copii de toate felurile, din toată țara, pentru că știți că erau niște spitale la nivel regional. Unul era la Păclișa, mai era, cred că, unul la Lugoj și ceva, cred că, prin sud și în, în zona Moldovei. Acolo, în 2003, prin fonduri europene, cu toții din cadrul DGASPC, am creat căsuțe de tip familial, iar în 2003 copiii n-au mai rămas în acel spital. Sunt copii cu care astăzi sunt adulți și care se află tot la noi în anumite servicii de adulți. Sunt cu mari probleme de sănătate, dar trebuia să înțelegem că ei trebuiau delimitați între adulți și copii. Nevoile copiilor sunt într-un fel, nevoile adulților sunt în alt fel. După ce am preluat și școlile speciale, nici nu mai există. Era școala Peșteana, 1-4, Săcelu, 5-8. S-au creat în paralel, bineînțeles, ministerele prin toate structurile, s-au creat acele clase speciale, există Comisia de Orientare Școlară, lor actual, orice copil cu o deficiență are program individualizat de partea educației formale. În 2004 am preluat și așa zisele azile de bătrâni care erau ori în subordinea Inspectoratului de Stat pentru Handicapați, ori în subordinea primăriilor. Și acolo a fost o altă etapă și vreau să vă spun că ați menționat în discuția de la început că, da, într-adevăr, dacă mă duc la medic și am o problemă cardiologică, mă duc la un medic cardiolog. Dacă am o problemă, mă rog, de ochi, mă duc la un oftalmolog. Ei sunt pe specializări. Sunt și ei oameni care lucrează cu oameni, cu suflete, cu destine. Noi, în schimb, nu mai contează că are 0 luni, că are 3 ani, că are 8 ani, că are 10 ani, 14, 20, 30, 90 de ani. Când noi cu toată paleta asta lucrăm. Și trebuie să ne adaptăm, pentru că atunci noi nu ne desfășurăm activitatea în acea clădire. Exact. Doar avem activitate în clădire. Munca noastră este în teren. Și când intrăm pe terenul lor, în domiciliul lui, în mediul lui, și trebuie să vezi ce ai acolo și cu cine ești. Alături de asistenții sociali, să știți că avem în echipă psihologi, psihopedagogi, kinetoterapeuți, fizioterapeuți. Deci noi nu putem să facem toată munca singuri, pentru că noi evaluăm, identificăm nevoi și întindem, suntem cam așa, deschidem uși, ferestre, uși lacăte, să zicem, ale inimilor, pentru că trebuie să le deschidem, că altfel nu putem găsi soluțiile cele mai bune dacă omul din fața noastră nu spune ce-l doare și ce-l frământă. Și de asemenea deschidem și ușile altor instituții și legăm legăturile între ei, pentru că trebuie să identificăm resursele. Și partenerii noștri sunt celelalte instituții. Da, în paralel, în parcursul acestor ani, s-a dezvoltat și la nivel de fiecare primărie, unitate administrativă, s-a pus accentul pe crearea acelor direcții de asistență socială, că de multe ori suntem asimilați și suntem toți într-unul, compartimente la comune. S-a încercat și găsirea unor specialiști, pentru că trebuie să recunoaștem că în anii 90, 2000 și 2000 și poate că și în ziua de astăzi sunt comune care încă nu au asistent social care să aibă profesia de asistent social. E greu să intervii de la nivel de județ. Și intervenția noastră, v-am spus de multe ori, este când situația este grea și resursele sunt mult mai complexe să le implici pentru rezolvarea situației decât în teritoriu.
Și am luat parteneri și am încercat să-i facem conștienți pe cei de la nivelul fiecărui UAT că sunt foarte importanți și domnii primari trebuie să înțeleagă că partea asta de asistență socială nu se vede azi, nu se vede mâine, nu se vede în 4 ani. Resursele sunt destul de mari care se investesc, dar putem să avem câțiva zeci de ani acești copii să fie viitorii oameni ai României și noi să ne ridicăm ca și societate. Și comunitatea se poate ridica dacă ar pune accent foarte mare pe partea asta să-și dezvolte servicii integrate în comunitate. Noi mergem pe dezinstituționalizare, pe oferirea de servicii în comunitate, pentru că acolo e omul. Nu trebuie să-l scoți din habitatul lui, din mediul unde acolo a crescut poate și are toate relațiile. Nu este firesc și normal decât dacă își dorește să plece de acolo. Din păcate, de multe ori suntem puși în situația să mergem în teren și să plecăm cu copiii în brațe. Sau să chemăm ambulanța să luăm adult. E cel mai greu ce eu am învățat în 3 ani de facultate, prin întâlnirea mea cu astfel de oameni, pentru că am făcut practică. Știu. Cel mai greu mi s-a părut să-i convingi pe cei care au nevoie că au nevoie de ajutor. Acolo e cel mai greu. Da. Să-i convingi, să le arăți că au nevoie de ajutor. Pentru și că să-l accepte. Și să-l accepte. Să accepte ajutorul, să-și da. Deschidă sufletul și să te primească în sufletul lor. Este o luptă. Ei cu ei însăși luptă. Și totdeauna, de ce ați venit, cine v-a trimis, cine a sesizat, eu nu am nicio problemă, îl iau pe nu în brațe. Corect. Și cel mai ușor e când se văd, Doamne, ferește, nu înțelegeți greșit, dar bătaia se vede. În schimb, maltratarea psihică și... Abuzul emoțional nu poate fi văzut. La nu se poate vedea. Abuz emoțional. Doamna manager, o să mai reluăm că foarte multe alte tehnice pe care nu le înțelegem. Vrem să fie mai pe înțelesul celor de acasă. Sunt foarte multe, adică bătaia, orică e copil, se vede, orică e copil, că e soție, că e bărbat și ați fi surprinși, statisticile reale, sunt foarte mulți bărbați maltratați. Există care... ordine de protecție date soțiilor. Da, există. Pentru că ei nu se plâng, dar maltratarea psihică e foarte, procentul e foarte mare, dar nu avem acces la date pentru că ei nu spun, bărbații nu spun, nici femeile nu prea spun de la o anumită vârstă. Încearcă să-și rezolve problemele și ajung la știrile de la ora 5, ceea ce noi vedem de foarte multe ori. Da, eu sunt într-un totul de acord că ar trebui să facă foarte multă prevenție. Există campanii multe, dar trebuie să fim acolo în teren și prevenția asta trebuie să fie făcută astfel încât omul să știe unde să se adreseze, când și cum. Dar totodată și noi, ca oameni, dacă vedem, sesizăm ceva, nu cred că trebuie să trecem așa, să nu ne intereseze, trecem pe lângă o persoană care este lovită și să nu, sau să filmăm o bătaie între 2 copii și să ne amuzăm pe... Nu, este inuman ce se întâmplă la ora actuală. Cum să stăm să filmăm? Deci, pe noi am avut destul de multe cazuri și noi în județul Hunedoara în care adolescenți, tineri s-au bătut urât de tot ca și imagini, că nu pot să crezi că 2 fete se pot lovi în acest... În acest fel, da. Este dureros. E dureros. Din punctul nostru de vedere ca și specialiști, considerăm că ok, bine, e bine să vă informați ca și presă, ca și televiziune, ca și mediu, să obțineți toate informațiile asupra cazului, dar cred că și o mediatizare a acestor cazuri nu e bine pentru unii. Pentru că pot deveni exemple. Da, devine exemple care le dă la alții același scop să facă în viață. Noi, de la momentul când ne confruntam cu foarte mulți copii mici abandonați în spital la anii 97-98-2000, acum nu mai avem copii abandonați. Da, într-adevăr, avem și centre maternale. Există și partea asta altă de prevenire în care mama de la momentul nașterii este întrebată în secțiile de spital.
Avem asistent social mai nou în spital, avem asistent social care lucrează în aceste spitale și care imediat interacționează cu asistenții sociali din cadrul primăriilor și cu noi. Dar și mama tânără avem un alt e... fenomen. Da. Apar mamele tinere, mamele minore și care copil cu copil. E greu. Acolo sunt povești și mai dureroase de viață. Și constatăm că acea domnișoară, că avea mame, 16 ani, 15 ani, 17 ani, mama n-a fost mama ei, n-a fost în viața ei. Nu, poate sunt cazuri, de multe ori cazurile mamelor minore le preluăm însărcinate sau minore, cu minor născut. Sunt multe cazuri care n-ajung la noi și sunt preluate de familia extinsă în familie și cresc în continuare. Nu e bine. Noi trebuie să înțelegem că un copil trebuie să își dezvolte capacitatea de a se forma ca om, de a se dezvolta, are dreptul ulterior să devină și părinte, dar nu mai este familia care a fost familie odată. Spunea doamna ministru Natalia Intotero, cele mai multe cazuri de mame tinere sunt în urma abuzurilor. Da. Și abuzurile vin din cei din familie. Și să știți că de multe ori ele nu realizează și nu că realizează este un abuz. Și că sunt expuse. Exact. Lucrăm cu DICOT-ul, lucrăm cu Agenția pentru Traficul de Persoane de la Alba Iulia. Acolo sunt alte povești. De multe ori aceste domnișoare nu realizează și nu își dau seama că sunt de expuse și la ce se expun. Dar încercăm. Fiecare caz trebuie să aibă o finalitate și bineînțeles că totul pleacă și de la el, dacă acceptă. Pentru că sunt adulți pentru care ne-am luptat ordin de protecție, prelungirea ordinului de protecție, sprijin juridic pentru a putea să parcurgă etapa de divorț. În general, să știți că noi avem locuința pentru victimele violenței. A fost creată în parteneria cu Agenția Națională de Egalitate de Șanse. În cadrul acelei locuințe pe proiect a fost victima protejată. Noi n-am putut lăsa copilul în casă și să luăm victima, mama sau bunica. Am avut situații în care am luat așa mamă, copii și bunică. Și un ordin de protecție pentru mamă. Deci nu... În momentul când pleci în teren, nu știi cu cine vii și cu ce vii sau cu ce te încarci când vii de acolo. Sunt alea 30 de minute în care un asistent social trebuie să ia o decizie, dragii mei. Asta e, în 30 de minute intri într-o casă și trebuie să-ți dai seama dacă faci un bine sau faci un rău și să iei o decizie și poate de multe ori îți plânge sufletul în tine că trebuie să iei o decizie care și să știi și de partea cealaltă a legalității, a procedurilor legale și tot ce implică. Da. Și o frământare interioară, adică să știți că nu este ușor pentru colegii noștri, dar nu o spun ca și cum am avea o scuză. Nu. Dar este destul de complexă. De multe ori luăm hârtia, sesizarea și plecăm și zicem, oare ce găsim și ce va fi acolo? De cele mai multe ori nu știm dacă e la prima vizită, asta am văzut cu ochii mei. Am putea povesti despre toate astea și cred că am putea face 100 de emisiuni, sau, nu una. Mă iertați că intervin. Sau te duci și constați, vorba dumneavoastră, abuzul fizic îl vezi. Simți, îți dai seama că nu e, e ceva. Un copil când discuți cu el și din două secunde și aruncă privirea la adultul din casă, îți dai seama că nu e ok. Nu aștepți tot timpul ca răspunsul tău să fie aprobat de tată, de mamă, de cine are. Nu, trebuie să fii liber să spui ce dorești. Și atunci este destul de complicat că te confrunți cu cealaltă problemă. Cum să dovedesc că nu este bine acolo acelui copil? Sau cum să dovedesc că trebuie să scot de acolo abuzatorul? Dar cum să dovedești că intri în casă și găsești un copil fericit pe o reclamație făcut de un vecin? Alea sunt cele mai frumoase situații. Pentru că acel copil făcea gălăgie.
sunt și astfel l-am de situații. L-am trăit pe propria mea experiență, acel copil era fericit. Nu sunt toate confirmate, avem și telefonul 119 care sună, da? Sunt și lucruri care nu se confirmă, dar noi nu putem spune, nu ne ducem, că nu ni se pare nouă că nu. Am avut situație în care operatorul a stat pe telefon cu copilul și echipa a plecat în teren și ofeream informații echipei de la operator ca să putem să... Și era o adolescentă și a fost o mică situație conflictuală între părinți și ea pe tema unui telefon și a faptului că își dorea ceva mult mai performant și mama nu dorea să... și s-a gândit să sune la 111, dar a fost ceva și ea spunea că o abuzează părinții și că abuzul a fost că mama i-a luat telefonul și l-a spart. Deci da, dar nu trebuie să excludem. Orice caz care apare trebuie verificat, trebuie evaluat, pentru că niciodată nu știm ce se poate întâmpla. E vorba de viață și în momentul respectiv. Bineînțeles că implicăm poliție, implicăm autorități locale, pentru că, repet încă o dată, ei sunt cei care cunosc cel mai bine, în special autoritatea locală, cunosc cel mai bine ce este la ei în ograda lor. De câte ori primim o sesizare, primul lucru sunăm să întrebăm, cunosc familia, știu ceva despre ea, au ceva situație să fie în evidența lor ca și, mă rog, ajutor social sau... Nu toate cazurile, v-am spus, sunt de nivel cu condiție financiară joasă. Dar, în primul rând, ei sunt primii care ar trebui... Noi le tot spunem, faceți-vă o evaluare detaliată, o diagnoză. Ce aveți în comunitate și ce trebuie să faceți pentru ei? Mai avem, eu am la suflet, eu am așa foarte aproape de mine o dorință. Știm că avem oameni cu handicap, avem copii bolnavi, avem fete tinere care nu înțeleg pe ce lume trăiesc. Avem 11.000 de variante care pot deveni asistați sociali. Dar avem o categorie căreia îi dăm foarte puțină importanță, din păcate. Și aici intervenim noi, societatea, în primul rând. Noi, ăștia care avem job și nu suntem asistați sociali. Ați fi surprinși cât de asistați social suntem în fiecare zi și nu ne dăm seama. Da. Avem acea persoană vârstnică, căreia noi spunem bătrân, și care se duce aici la casa de pensie, la doamna Bârlea, și bate la ușă și vine pensia și venim noi ăștia la alți care merg la lucru și ce, iară te plângi că ai pensia mică. Pensia aia nu știu dacă e mică sau e mare, dar ăla e un strigăt de ajutor pe care noi, societatea, dragii mei, nu-l auzim. Oamenii ăia devin inutili de azi pe mâine. După o viață la servici, după o viață de așa zice, vreau pensie, de-abia apuc. După ce rămân acasă la pensie o săptămână, două, trei, maxim o lună, realizează că se plictisesc și încep să strige după ajutor. Noi copiii zicem, măi mamă, măi tată, ai pensie, îți plătești facturile, îți ajung, da, ok. E, lipsa vorbei, bateți în ușa ce mai spus eu, Nailie, ce faci astăzi? Da. Aici e rolul nostru. Nu-i recunoaștem ca asistat social și nici nu cer ajutor real, dar ei există. Da, ei există și, din păcate, unii chiar nu ajung să bată nici la ușa acelei case de sănătate, de pensii, pentru că poate... N-au avut ani toți lucrat sau au avut alte etape ale vieții. De multe ori acești bunici, că nouă ne place să le spunem bunici, îi întâlnim în cazurile noastre când cresc copiii, nepoții sau strănepoții lăsați în grija lor, sunt depășiți de situație, le curg lacrimile pe obraz și spune ce să fac ca să-l pot crește în continuare, nu mi-l luați. Da, din păcate, există și aici o legislație, legea 17-19, există, mă întorc înapoi, serviciile integrate. Ce înseamnă serviciile astea? Eu nu sunt adeptă a prestațiilor sociale, mâna.
persoanelor. Adică nu cred că n-am făcut un lucru bun de-a lungul anilor după Revoluție că le oferim bani. Corect. Noi nu sunt cei care lucrăm în asistență socială, considerăm că a oferi bani nu rezolvă problema. Nu întotdeauna. Mai bine îți igienizăm locuința, mai bine ți-o dotăm cu mobilier, dacă ai nevoie. Serviciile astea integrate pot să ofere servicii de la copil până la bunici. Pot fi create servicii de consiliere și informare, că de multe ori poate nu ne cunoaștem noi toate drepturile de care putem sau unde să ne adresăm la momentul în care avem o problemă. Când ar trebui să mergem să ne facem o evaluare medicală? Pentru că și aici este o problemă. Nu suntem conștienți că trebuie să ne evaluăm medical pentru a preveni și astfel n-am încărcat nici sistemul de sănătate medicală cu atâtea probleme. Avem un psiholog care poate să îți ofere foarte multe lucruri într-o discuție simplă, nu în terapie. Avem un centru de zi în care copilul poate să vină, să mănânce o masă caldă, poate să fie implicat în activități recreative, poate fi implicat în efectuarea temelor. Părintele își poate vedea să-și găsească un loc de muncă și să poată să fie sigur că este în siguranță și copilul și el, se ridică și el pe scara societății. Bunicul poate veni într-un centru de zi unde mai poate socializa. Ați înțeles ce tot deci, bulguie aici în fiecare dimineață? Această reformă trebuie neapărat să se implementeze, altfel nu reușim noi ca instituție la nivel județean. Noi intrăm pe dezinstituționalizare, e o reformă foarte puternică. La ora actuală, în căminele, în casele de tip familial, în centru de primire în regim de urgență, în centru maternal, în apartamentele familiale, noi mai avem 90 de copii. Din 1500-2097, pe urmă am mai luat încă vreo 700, apoi tot așa cum i-am luat. Întrebarea mea este ce vom face în momentul în care trebuie neapărat să dezinstituționalizăm persoanele adulte cu dizabilități. Trebuie să înțelegem cu toții că orice persoană, indiferent de tipul de dizabilitate, poate fi utilă societății și trebuie acceptat. Primul lucru, noi trebuie să-i acceptăm, apoi trebuie să-i integrăm. Să-i acceptăm la propriu, dragii mei, să punem mâna, să împingem căruciorul, chiar dacă ne ceartă. Și să facem orice gest, că să nu o facem numai că suntem în postul Paștelui, să nu o facem numai că vine Paștele sau Crăciunul. Ei există tot timpul și trebuie ajutați. Nu spun că au nevoie de ajutor și foarte mulți... Nu acceptă, în primul rând. Foarte mulți prieteni de-ai mei îmi spun... Ne-am apucat de citit tot felul de cărți din astea de dezvoltare personală și spune, nu poți ajuta pe cineva care nu vrea ajutor. Măi, oamenilor, hai să stăm pe marginea bălții și să ne uităm la ei cum se neacă, că doar dacă nu strigă după ajutor, nu sărim, frate, lăsăm acolo să se neace și stăm de povești. Și eu tot dau exemplu ăsta, eu cu o prietenă pe marginea unui lac, stând la plajă, tâmbita, se aude, strigă? Păi dacă nu strigă, nu ne băgăm. Strigătele de ajutor vin în mod diferit și dacă simțim un strigăt de ajutor, înainte să facem un pas către persoana respectivă, am putea să luăm legătura, rugămintea mea e să luăm legătura cu acești oameni minunați de acolo, de la nici nu știu, că aș vrea să găsesc niște cuvinte foarte frumoase, să nu spunem în termeni tehnici. Că până la urmă, dacă trecem dincolo de ușile acelea, găsim oameni. Sunt oameni dacă și nu... încărcați cu problemele lor. Exact, au și ei familiile lor. Exact. Au și ei... dar nu mergem, că mai avem foarte puțin din emisiune. Așa sunt emisiunile astea cu, pe sufletul meu, care trec foarte repede. Doamna manager, am constatat, a intrat în 98 pe ușa aceea. Între timp, da, eu când am terminat facultatea, domnul profesor Marina a zis către mine, de ce? Mă ceartă răsii că dau din deșertuțe, stați să vă spun. Când mi-a făcut lucrarea de licență, știți, normele, când mi le-a predat în primul an de facultate, a zis, nu ești pregătită,
nu-ți dau notă de trecere, vii la încă un examen. Bine, când am dat licența, i-am zis, păi m-ați adus la examen. În 3 ani de zile normele s-au schimbat. Dacă eu mi-aș fi făcut lucrarea de diplomă, după normele predate în primul an, păi zic, cum, păi că m-ați chinuit și m-ați adus la încă un examen. Exact așa cred că a fost și la dumneavoastră. Da. Una a fost când ați intrat, alta e astăzi, că n-a ieșit încă, dar a fost în 9 ianuarie 2018, după 10 ani, cam așa, 10 ani de muncă de teren, am socotit, eu poate greșesc, ați fost în urma unui concurs numită manager. Da, pe parcursul activității profesionale pot să vă spun că am fost șef serviciu rezidențial în cadrul instituției o perioadă destul de lungă, exact până la momentul în care am și ocupat funcția de director general, deși în urma unui concurs în 2018, dar coordonez activitatea acestei instituții din 2016, din septembrie, o perioadă din 2007 și până în 2010, 31 decembrie, am fost director general adjunct, am exercitat cu caracter temporar această funcție. Am avut foarte multă implicare în partea copiilor, m-am ocupat foarte mult de domeniul pe protecția copilului, un domeniu drag sufletului. Acum, prin atribuțiile și funcția care o dețin, am tot, și adulți cu dizabilități și vârstnici și orice familie care ajunge în atenția noastră. Ce pot să vă spun? Consider că am încă mult de învățat. Fiecare zi este o altă experiență. Trebuie, într-adevăr, noi trebuie să înțelegem că nu o diplomă îți atestă calitatea de profesionist. Trebuie să înveți continuu, zi de zi, pentru că modificările sunt zilnice, societatea evoluează și trebuie să te adaptezi la ceea ce îi. Mi-am scris aici, da. Nu o să mai avem timp, dragii mei. Aș vrea să vorbesc mult despre colegi, despre activitate, nu despre mine. Ajungem acolo, nu scăpam, nu scăpați, pentru că am primit și un mesaj. Eu sunt convinsă că foarte mulți dintre prietenii mei sunt astăzi alături de noi. Le salut, dragile mele, nu cred că mi-aduc aminte de fiecare dintre voi. Vă rog să nu vă supărați, mi-au rămas Anca Adămesc în minte, Sanda Stan de la Orăștie, Alina Fostăciulă, actualmente răsădean, că s-a căsătorit. Sunt acolo pe baricade de ani de zile. De ani de zile, dragii mei. Și au mână de stine. Și fac lucruri foarte frumoase, le-am întâlnit la, pe Sanda și pe Anca, le întâlnim de foarte multe ori pe teren, alături de acei copii minunați de acolo, de la... Și care încearcă să scoată din ei tot ce pot mai bun, pentru că trebuie să înțelegem că fiecare om are ceva bun și frumos în el. Acel lucru trebuie modelat, trebuie cultivat, nu suntem perfecți, fiecare are și părțile lui, alea trebuie corectate. Și și-a creat doamna manager o familie în jurul domniei sale și pe mulți dintre ei, chiar dacă n-au fost amintiți, să știți că vă port la suflet și aveți tot respectul meu. De exemplu, Cristina Ursu e lângă dumneavoastră și un alt bun prieten de-al meu, care nu prea se știe că mi-e prieten, dar să știți că l-am aproape de suflet. Și vorbim de Dragoș, de Gabor, a și scris un mesaj, până și doamna manager a fost, a, vă știți? Da, ne știm și îl felicit pentru activitate, știu că pune suflet, nu știu, vedem ce spune și doamna director. Felicitări doamnei director general pentru toată munca depusă, un profesionist desăvârșit și un om deosebit. Mulțumim, Dragoș, pentru mesaj. Și acum mulțumesc, nu mă dau din eu. Casă, eu nu fac felicitări gratuite. Eu știu că doamna director și-a făcut acolo, lângă domnia sa, o familie. Așa cum spun, pe mulți dintre ei îi cunosc, pe mulți dintre ei îi știu cum empatizează, știu că mulți dintre ei nu pot să facă altceva decât să zică trebuie să fac asta, că doamna director
nu vreau să o supăr. Pe mine asta mă impresionează. În momentul în care oamenii merg cumva pe un teren așa minat de multe ori, pentru că asistenții sociali sunt pe un teren minat. Întotdeauna. Și merg spre necunoscut, că nu merg pe ceva cunoscut. Niciodată în cariera mea profesională am emoții. Nu m-am comportat ca și un șef. Întotdeauna am considerat că trebuie să fiu acea verigă de legătură în echipă. Și dragii mei, mi-au dat lacrimile, e acea verigă de legătură. M-am chinuit foarte mult și am rugat-o să vină alături de mine aici la emisiune, pentru că Janina Iang, manager la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, iese foarte rar înainte. O găsiți acolo, dincolo, aici, aceea în gară, la intrarea în autogară, dacă nu, o găsiți acolo, că e mereu acolo, nu știu cum face și cum îi ajunge timpul. Permiteți-mi să spun doar atât. În această lună, în această săptămână, a fost o zi foarte importantă pentru noi. A fost Ziua Mondială a Asistenței Sociale. Ea se sărbătorește în fiecare an, în a treia marți din luna martie. Anul acesta a fost în marțea, în această săptămână. Eu pot să le spun că am ajuns omul ăsta ca urmare a echipei. Nu e meritul meu, e meritul întregii echipe. Le urez la mulți ani, putere de muncă și toți cei 800 de angajați este echipa mea. Vă mulțumesc, dragii mei, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Promit să o conving să mai vină, promit să rămânem alături de domnia sa, pentru că are nevoie. Mai sunt foarte multe subiecte de discutat. Am văzut-o într-o ședință de Consiliu Județean, unde s-a zbătut pentru oamenii de lângă ea. O văd de foarte multe ori când vine și spune am nevoie de bani. Găsește înțelegere acolo la Consiliul Județean. Îl felicit încă o dată pe domnul președinte Laurențiu Nistor. Noi am dat acea intervenție în care o susține. Cei care vreți să aveți parte de un copil, căutați-e ca și asistent social, ca și asistent maternal, puteți să fiți ghid, lumină. Și ar mai vrea să spună ceva, dar nu mai avem timp. Avem nevoie de asistenți maternali, da. O spun eu. Este foarte greu când iei 6 frați. Știți ce greu este pentru oamenii aia când încep să desparți frații? Pentru că asistenții maternali au un anumit spațiu de locuit. Și de multe ori avem asistenți maternali care au luat și 3 frați. Au spus, nu-i despățim. Avem nevoie pentru că rețeaua noastră de asistență maternală nu este foarte mare. Sunt în jur de 140 de asistenți, dar undeva la 250-270 de copii. Deci sunt destul de mulți copii crescuți și avem nevoie pentru că încep să îmbătrânească. Devin bunicii noștri, sunt epuizați și ei. Și avem nevoie. Totuși mai sunt copii care au nevoie de o măsură de protecție specială. Din păcate. Exact ce spuneam. O găsiți acolo. Mi-a zis Rosi ceva, mai îmi repeți o dată. Da, sunt și cei avem mai nevoie puțin de resursa umană, asistent social, avem da, psihologi, medici. Acum sunt posturi scoase la concurs. Haideți, că putem fi o mare familie. Asta vroiam, dragii mei. Mulțumesc încă o dată. Avem un mesaj de la Alexandra Truță. Bună dimineața, ce om minunat, ce suflet bun. Mulțumim bunului Dumnezeu că mai există oameni minunați pe lume care ne dau speranță să aveți bucurii. Așa-i. E lumina de la capătul tunelului. O cunosc de foarte mulți ani. Sper să o conving să vină mai des aici la Dale Dimineții. Îi doresc foarte mult succes în viitor. Promit cât pot să-i susțin cât pot eu și pe doamna manager și echipa și de la Orăștie și aici de la Deva și de peste tot. Aici ne luăm la revedere, dragii mei. Vă doresc un weekend minunat, un sfârșit de săptămână cu pace, cu lumină, cu vreme bună, cu soare și dacă nu, uitați-vă la Dale Dimineții că ne-a adus Rosi primăvara și pisici și păsări și de toate mi-a
adus aici la studio, în studio de ale dimineții. Luni dimineața, dragii mei, o să avem un invitat special, pentru că astăzi, alături de Rosi și de Bianca, voi merge la Orăștie, pentru că activitatea Goscom deschide porțile. Să vedem ce vom întâlni acolo, ce copii minunați, ce oameni. E vorba despre apă, despre planetă, ce facem cu apa. Vedem luni dimineața la Dale Dimineții, dacă veniți din nou alături de mine, de aici, la Vânătoarea 1 TV, la 7 fix. Până atunci, dragii mei, eu vă doresc să fiți așa cum sunteți în fiecare zi, pentru că știu că sunteți buni. Știu că acolo în sufletul nostru există ceva ce Dumnezeu a pus, acea sămânță de bunătate pe care haideți să o facem să florească. Până luni dimineața, eu spun simplu, vă iubesc!